Seara trecută, doi bărbați au fost atacați de un urs în apropiere de localitatea Obârșa Cloșani. Persoanele care prezentau plăgi atât la nivelul membrelor superioare cât și la nivelul membrelor inferioare au fost transportate la spital. Doi bărbați s-au ales cu răni serioase după ce au fost atacați de un urs în apropiere de Obârșa Cloșani. Animalul ar fi ieșit din mediul său natural din cauza că a fost atras de niște stupi amplasați la marginea localității. Apelul la 112 a fost făcut chiar de către primarul localității, care a anunțat faptul că două persoane au nevoie de îngrijiri medicale. Două echipaje de la SAJ Mehedin s-au deplasat la CPU Baia de Aramă pentru a prelua doi pacienți în vârstă de 42 ani și respectiv 24 ani cu multiple plăgi la nivelul membrelor superioare prin mușcătură de urs. Pacienții cu stare generală bună, stabil, hemodinamic și respirator au fost transportați la UPU-1 Severin pentru îngrijiri suplimentare. Seara trecută, un echipaj de paramediști din cadrul subunității Baia de Aramă a intervenit pe raza localității Obârșa Cloșani pentru acordarea îngrijirilor medicale unor bărbați care au fost atacați de urs. Apelul a fost făcut de primarul localității, care a solicitat ajutor medical. Pentru avertizarea populației din zona Obârșa Cloșani, pompierii au transmis un mesaj RO alert.